Bine v-am găsit! Sunt Dana Ciriperu, gazda voastră de astăzi din studioul ZF, la videoconferința Guvernanța Corporativă, de la buzzword la pilon definitoriu pentru dezvoltare sustenabilă. Un eveniment organizat de MCM, Camera de Comerț Americană în România, în parteneriat cu Ziarul Financiar. Dezbaterile de astăzi vor fi moderate de Violeta Luca, președinte al Comitetului de Guvernanță Corporativă din cadrul MCM și CEO al Microsoft România, și Mircea Țiplea, partener la AMROP și membru al Comitetului MCM pentru Guvernanță Corporativă. O să vă spun câteva cuvinte despre MCM, organizatorul evenimentului de astăzi. Camera de Comerț Americană în România este de 25 de ani între cele mai reprezentative asociații ale comunității de business din România. O organizație care promovează dialogul public-privat pe teme ce privesc mediul de afaceri, dar și politicile publice. MCM are în România peste 450 de companii membre, dar nu sunt doar firme americane, ci și companii multinaționale, chiar și firme antreprenoriale românești. Pe ultimele date puse la dispoziție de MCM, investițiile totale ale membrilor în economia românească depășesc 22 de miliarde de euro, de dolari, iar ca locuri de muncă create sunt peste 250.000 de locuri de muncă create în economia românească. Acum, tot pe scurt, de ce un eveniment dedicat guvernanței corporative? Pentru că businessul românesc are nevoie de modele de bună practică, pentru că cei mici aflați la început de drum caută repere de conduită în business. În România sunt 730.000 de companii și ar putea fi tot atâtea modele de organizații care se dezvoltă după conduita încrederii. Ieri, într-un exercițiu jurnalistic, să zic așa, am căutat codurile de guvernanță pentru cele mai mari 10 companii din România. Toate companii multinaționale. Pe o pagină, pe 10 sau chiar pe mai multe, toate aceste companii au coduri de bune practici, coduri prezentate public, care includ misiuni, valori, norme, seturi de reguli de conduită și dezvoltare. Însă, elementul comun pe care l-am găsit în toate codurile de guvernanță corporativă, parcurse ieri, elementul comun, cum spuneam, este cuvântul încredere. Norme, reguli, reglementări care să asigure încrederea. Și cum poate fi mai bine asigurată încrederea dacă nu prin transparență, prin deschidere și prin comunicare? E unul dintre motivele pentru care organizăm astăzi această dezbatere. Pentru noi jurnaliștii, ca să explic un pic și tema conferinței, pentru noi jurnaliștii, guvernanța corporativă este un buzzword, un termen la modă, un termen care apare de foarte multe ori în discursuri, în declarații, în special în mediul politic, dar și în companiile private. Un termen pe care însă atunci când îl căutăm în practică, când încercăm să identificăm fapte și acțiuni care să-l susțină, încep să apară problemele. Pentru acest motiv am organizat acest eveniment astăzi și încercăm să răspundem împreună cu invitații noștri la principala întrebare. Cum facem să trecem de la acest buzzword, de la modul în care guvernanța corporativă poate să treacă de la buzzword la un pilon pentru dezvoltare sustenabilă? De ce integritatea e soluția definitorie pe termen lung într-o lume în care din ce în ce mai mult ne preocupă alte elemente? Cine îi învață pe startup despre guvernanță corporativă și despre modul în care acesta îi folosește lui în dezvoltarea pe termen lung? Încercăm să răspundem astăzi împreună cu invitații noștri. Vă adresez și vouă invitația de a ne trimite întrebări atunci când sunt, fie pe pagina de Facebook a Ziarului Financiar, fie pe canalele de comunicare oficiale ale MCM.
pentru a încerca să răspundem împreună cu voi la întrebări care vă preocupă, întrebări legate de tema acestui eveniment. În deschidere o să-l invit pe Ionuț Simion, președinte al MCM România și Country Managing Partner al PwC România, să deschidă conferința noastră. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență! Bună ziua, mulțumesc și eu mult de tot pentru că ne găzduiți astăzi la o conferință pe un subiect care este foarte important pentru mediul de afaceri, dar mai ales pentru transformarea societății românești. Aș vrea să încep prin a mulțumi ziarului financiar că ne găzduiți, dar mai ales să le mulțumim celor care ne urmăresc și să îi asigurăm că ne dorim să oferim un cadru de dialog aplicat, interactiv, pe o temă pe care, Dana, ai definit-o foarte bine. Este mai degrabă teoretică, mai puțin cunoscută, dar foarte, foarte importantă pentru cultura organizațională a companiilor, în special a celor multinaționale care au mulți ani de practică, dar și pentru companiile românești și nu în ultimul rând pentru startup-uri care se află în diferite, să zic, la început de drum în dezvoltarea lor de business. Acum, cadrul mai larg al discuției noastre de astăzi este despre buna guvernare. Buna guvernare fiind unul dintre criteriile determinante pentru credibilitatea unei piețe și pentru încrederea investitorilor în economie. Spuneam zilele trecute că atunci când se uită la investiții în România, un investitor străin este interesat în primul rând să vadă dacă există stabilitate, predictibilitate și, mai presus de toate, integritate. Iar buna guvernare asta vine să reglementeze. De aceea, buna guvernare este una dintre prioritățile pe care AmCham le promovează în mod constant în dialogul public-privat și care ne dorim în acest fel să reprezentăm interesele comunității de afaceri pe care noi o reprezentăm. În relația cu membrii comunității noastre de afaceri, această prioritate s-a materializat prin elaborarea unor ghiduri care să ofere companiilor recomandări și modele de bune practici în domeniul guvernanței corporative, indiferent dacă sunt sau nu membrii AmCham. În acest an 2020, un an care va rămâne, sunt sigur, în istorie, prioritățile AmCham în dialogul cu autoritățile centrale au fost subordonate unor obiective comune de redresare, de competitivitate și de creștere economică pentru România. Astfel că în viziunea membrilor noștri, membrilor AmCham, pentru ca aceste deziderate să devină realitate, România trebuie să urmărească cu determinare, dincolo de depășirea provocărilor generate de criza sanitară și economică, să urmărească cu determinare valorificarea oportunităților oferite de contextul actual, astfel încât țara noastră să devină, în primul rând, o destinație pentru investițiile străine în sectoare cheie precum infrastructura, industria auto, turism și alte industrii cheie care ajută România să avanseze pe scara lanțurilor valorice globale. Totodată ne dorim ca România să devină un hotspot de antreprenoriat, pentru că un sistem antreprenorial complex și bine dezvoltat poate genera creștere economică sustenabilă pe viitor. Și nu în ultimul rând, ne dorim ca România să devină un model de bună guvernare, atât la nivelul companiilor publice, cât și la nivelul celor private. Pentru că buna guvernare, așa cum bine spuneai, Dana, la început, generează încredere și creează un mediu atractiv pentru atragerea de capital și investiții noi în economie. Pentru a deveni un bun model de guvernare corporativă, România are nevoie de măsuri consistente pentru a îndeplini standardele care să permită țării noastre accesul la organizații precum Organizația Economică de Cooperare și Dezvoltare, să asigure simplificare legislativă, să realizeze studii de impact înainte de adoptarea de politici publice cu impact major în economie și totodată să asigure transparență, predictibilitate și eficiența instituțiilor și serviciilor publice. Să nu uităm că nu mai departe de ieri, domnul prim-ministru Orban spunea cât de importantă este aderarea României la OECD și care sunt principalele aturi ale țării noastre în acest sens. De aceea, AmCham are convingerea că investind în acești trei piloni, atragerea de investiții, hotspot antreprenorial și model de bună guvernare, împreună cu
o viziune strategică și implementare coerentă și integrată a procesului de transformare digitală, de asigurarea unei politici fiscale responsabile și de echiparea generațiilor prezente și viitoare pentru profesii relevante pe piața muncii în următoarele decade, România își poate atinge adevăratul potențial de dezvoltare socioeconomică. Cam acestea sunt ideile de început pe care am dorit să le împărtășesc cu dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc în mod special Violetei, membru al Consiliului Director al AmCeam și liderul grupului nostru dedicat guvernanței corporative, pentru pasiunea și energia pe care le-a arătat în coordonarea acestui grup de lucru important. Și totodată să mulțumesc și experților care reprezintă companiile membre, o parte dintre ei sunt alături de noi astăzi, pentru că au transpus această prioritate AmCeam în instrumente și recomandări concrete pe care le-au pus la dispoziția, cum spuneam, nu numai a membrilor AmCeam, ci a tuturor companiilor care sunt interesate de a avea o guvernanță corporatistă clară și coerentă. Poate aș dori să închei spunând că această conferință este rezultatul efortului aceleiași echipe de a crește nivelul de conștientizare și de a face atât în mediul de afaceri cât și cel economic. Și acest lucru se poate face numai unindu-ne energiile, resursele și mai ales cunoștințele pe care să le împărtășim dumneavoastră celor care urmăresc conferința noastră online de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot și vă urez mult succes! Mulțumim și noi, vă mulțumesc domnule Simion pentru intervenție și pentru că ați punctat de la început cele trei elemente esențiale pentru o bună guvernare. Ați spus dumneavoastră stabilitate, predictibilitate și integritate. Mergem mai departe cu profesorul Dragoș Iliescu. Profesorul Dragoș Iliescu, pe care eu tot din business îl știu mai degrabă, dar dânsul este profesor universitar în cadrul Departamentului de Psihologie a Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București. Este specialist în psihologie organizațională și în măsurare psihologică. Are peste 80 de lucrări de specialitate în domeniul psihologiei publicate. Președinte la mai multe asociații și organizații în același domeniu de interes, dar pentru mine personal ca jurnalist, cunoscut mai degrabă tot din perspectiva mediului de business și din perspectiva antreprenorului Dragoș Iliescu, care a creat de la zero și a dezvoltat business-uri în zona de educație și în zona de tehnologie. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu alături de voi! O să ne vorbiți despre etică, nu? Despre comportament etic în afaceri? Da, o să vorbesc foarte pe scurt despre leadership și comportament moral sau integritate, dacă vreți. O să încerc să fiu rezonabil de scurt, o să zic 10 minute probabil. Și abordarea mea se centrează de principiu pe debate-ul cel mai hot, cel mai nu știu, acid, dacă vreți, în dispute din acest domeniu, diferența asta dintre nature și nurture, da? Dintre biologic și educat în comportament moral. Bun. Pentru început aș zice că e clar că leadership-ul este despre comportament uman. Este despre un anumit tip de comportament uman care modifică alt comportament uman. Adică aș putea construi un argument, cred eu, foarte puternic, că practic singura misiune a liderului este să ofere guidance, da? Să ghideze și să modifice comportamentul celor care îl urmează, da? Subordonaților, dacă vreți, prin propriul comportament. Și asta pune comportamentele de leadership și studiile de leadership în general foarte clar în domeniul psihologiei, da? Psihologia este știința comportamentului uman, deci de vreme ce definim leadership-ul drept comportament uman, îl punem clar în acest domeniu și mai specific în zona de psihologie a muncii și organizațională, care este o ramură aplicată a psihologiei care se ocupă cu performanța umană la locul de muncă. Bun, problema când trântește așa studiile de leadership în mijlocul psihologiei este că psihologia este tributară, evident, psihologia contemporană e tributară, evident, unui zeitgeist contemporan și psihologia este fundamental stângistă, ca să zic așa, leftistă. Abordează rapid și absorbe foarte rapid
modificările din Zeitgeist și mai ales acelea care la acest moment, ăsta e Zeitgeist, ăsta e spiritul timpurilor în care trăim, are un bias teribil către autocontrol, către self-control, către ideea că noi am putea să controlăm ceea ce suntem. Da? Adică sloganul Zeitgeist-ului actual este acela că oricine poate fi orice, da? Anyone can be anything, asta spune de multe ori. Deci, practic, ce spunem în subtext este că orice poate fi educat. Dacă orice poate fi educat, comportamentul moral poate fi educat și poate fi educat mai ales pe termen scurt. Da? Asta sugerăm. Acum, în același timp, ce vedem este că cele două zone din care psihologia absorbe cele mai fascinante noutăți la acest moment și are cele mai incredibile evoluții sunt două zone. Una e de interes pentru noi, o zonă este cea a neuroștiințelor cognitive, cealaltă este zona de behavioral genetics, genetică comportamentală. Și mai ales în această a doua zonă, evidența care se acumulează este radical împotriva acestui bias de self-control, acestui bias de orice poate fi dezvoltat. Da? Mai degrabă, evidența este, nu mai degrabă, cu siguranță, radical spun asta, evidența este mai degrabă în favoarea unei perspective de individual differences, de diferențe individuale. Și psihologia diferențelor individuale spune de principiu că indivizii diferă unul de altul, da, indivizii sunt diferiți unul de altul și da, unii sunt mai extraverți, unii mai introverți, unii sunt mai isteți, alții mai puțin isteți, indivizii umani diferă, da, asta e baza psihologiei moderne și că aceste diferențe au antecedente. Da, o parte din aceste antecedente sunt biologice, ne vin din nature, altele din aceste antecedente sunt environmentale, sunt de mediu, sunt din educație, sunt nurture mai degrabă. Și evident că aceste diferențe nu doar că au antecedente, au consecințe în comportamente. Noi spunem de regulă anumite diferențe individuale sunt predictori ai comportamentului. Deci la ce ar trebui să ne uităm când vrei să prezici comportament moral și în mod special comportament de leadership moral sau integru este să te uiți la acești predictori ai comportamentului moral și o să știi în ce măsură ei pot fi nu știu, formați, dezvoltați sau nu. Deci mă uit la literatura de specialitate și aici avem undeva la 85-90 de ani deja de studii în leadership în mod special și moral leadership, da, integrity in leadership, leadership derailment, cum se numește, mă rog, derapajul în leadership și știm destul de clar care sunt predictorii. O parte din acești predictori sunt pozitivi, da? Abilități mentale generale, IQ, da? Și o seamă de trăsături de personalitate largi, în mod special extraversia și conștiinciozitatea. O parte sunt mai degrabă negativi, da? Și se remarcă dintre cei negativi ceea ce astăzi numim triada neagră, dark triad. Triada neagră care conține cele trei trăsături, narcisism, machiavelism și psihopatie. Și când te uiți la toate aceste trăsături, nu doar la triada neagră, ci și la cei pozitivi, vezi că eritabilitatea acestor predictori este teribil de mare. IQ-ul are probabil cea mai mare eritabilitate din toate diferențele individuale, da? Abilitățile mentale generale sunt eritabile în proporție de cam 0,58-0,60, cam în zona aia. Extraversia undeva la 0,36, conștiinciozitatea undeva la 0,31. Îngrijător e faptul că și componentele dark triad-ului sunt eritabile, în mod special narcisismul și psihopatia, care sunt eritabile în zona de 0,50-0,65. Și machiavelismul care e undeva, machiavelismul undeva în zona de 0,30. Deci ce încerc să spun aici este că aceste trăsături individuale care sunt fundamentul comportamentului moral sunt eritabile în foarte mare măsură. Mesajul mai explicit ar fi, ele nu pot fi dezvoltate decât foarte greu. Sau dacă se dezvoltă componenta aia de educare, vine din copilăria timpurie, adolescență și eventual tinerețea timpurie. Dar dincolo de vârsta de 25 de ani, e foarte greu să mai modifici vreuna din acele componente. Unul din buclucurile în care intrăm când ne uităm la aceste componente e că o parte din ele sunt atât predictori pozitivi cât și predictori negativi. De exemplu, dacă ne uităm la triada neagră, toate aceste trei componente ale triadei negre sunt de fapt predictori pentru performanță în muncă, în pozițiile ierarhice inferioare. De exemplu, narcisismul este cel mai bun predictor al capacității de a vorbi în public, pentru public speaking. Da? Și vă e clar de ce. Te simți bine într-o audiență, da? Nu ai anxietate de performanță în fața unei audiențe, vrei să fii în centrul atenției, evident. Okay. Machiavelismul este cel mai bun predictor al performanței în poziții de sales.
Psihopatia, la rândul ei, e un predictor foarte bun, și ca să vă dau exemple de componente care sunt în psihopatie, și multe sunt ascunse, unele sunt vizibile, de genul, nu știu, volubilitate și farmec superficial, un sentiment puternic al propriei valori, uneori grandios de-a dreptul, da? Nevoia de stimulare, dar și capacitatea de a manipula și dorința de a manipula, lipsa remușcărilor, lipsa vinovăției, afecte superficiale, până la versatilitate criminală. Și fix asta nu-ți dorești, un lider care să aibă versatilitate în... Da, bun. Deci ăsta e buclucul, pentru că sunt predictori de performanță la poziții ierarhice joase, și asta înseamnă că tu te dorești de fapt acolo, dar evident în momentul în care angajezi persoane care demonstrează performanță la poziții ierarhice joase, aceste persoane vor fi promovate, deci vor ajunge în poziții de leadership. Și aceste trăsături sunt predictori radicali ai derailment-ului, da? Al derapajului de leadership. Bun. O să încerc să wrap up cumva lucrurile. Ce vreau să spun, și de fapt ăsta a fost mesajul meu principal, comportamentul moral nu se învață sau nu se învață la vârstele la care ajunge în poziții de leadership. Ca lider care sunteți în postura de a selecta alți lideri și de a încuraja și de a dezvolta alți lideri, fiți atenți, fiți foarte atenți. Selectați mai degrabă decât să vă bazați pe dezvoltare. E un slogan care nu funcționează. Ce ne demonstrează știința este că acele componente care țin de comportamentul moral nu pot fi dezvoltate la momentul în care credeți că pot fi dezvoltate. O seamă de competențe asociate cu performanța în leadership pot fi dezvoltate. Dar public speaking poate fi dezvoltat, umor poate fi dezvoltat, capacitatea de a proiecta proiecte, da? de a planifica proiecte poate fi dezvoltată. Inclusiv interacțiunea empatică cu alte persoane, toate aceste lucruri pot fi dezvoltate. Moral judgment, moral behavior nu pot fi dezvoltate. Deci, odată ce ți-ai intrat în organizație, sunt foarte puține lucruri pe care le mai poți face cu un astfel de om. Nu poți să dezvolți pe cineva, să scoți bancruta morală din persoana respectivă. Da. În al treilea rând, a zice, utilizați teste. Toate aceste trăsături pot fi măsurate rezonabil de bine, în mod special în politici de screening, da? În abordări de screening, funcționează extraordinar de bine. Și fiți foarte conștienți de costurile pe care derapajele de leadership morale, da? Le au pentru business-ul vostru. Aș zice, marile fuck-up-uri, marile probleme, marile rateuri în business-ul internațional în ultimii 10 sau 20 de ani n-au fost rateuri tehnice. Au fost rateuri care țin de moral judgment, de judecată morală. Au fost derapaje de valori. Și alea nu îți dau, nu-ți generează probleme, pentru, nu știu, nu-ți scad cifra de afaceri cu 5 sau 10%, îți distrug complet business-ul și credibilitatea lui în fața stakeholderilor. Mulțumesc! Deci, practic, de la 25 de ani încolo suntem pierduți, nu? Până atunci avem un aluat care poate fi modificat. Într-o oarecare măsură, în condițiile în care e atât de puternică eritabilitatea, nici măcar până atunci nu poți modifica teribil de mult. Dar, da, dacă poți să insufli valori cuiva, nu insufli valori la 40 de ani. Da? E un nonsens, e ridicol să aștepți așa ceva. Da? Însufli valori în copilăria timpurie, în adolescență și, în mod foarte interesant, valorile care țin de comportamentul în business și de comportamentul legat de conducerea altor persoane, în mod foarte interesant, se formează de fapt în tinerețea timpurie. Înveți ce merge și nu merge, înveți ce este bonificat de societate în acele momente în care începi să conduci alte persoane. Da. Dar da, cam ar fi pragul, 25 de ani, hai, ok, sfârșitul anilor 20, să zic, da, 27, 28 de ani. Și în condițiile astea ar fi benefic pentru companii să crească numărul de internship-uri, să aducă în corporații tinerii mult mai devreme, pentru că școala românească mai dă rateuri. Școala dă rateuri și pentru că ea devine din ce în ce mai tehnicistă. Respirația pe care o simțim și în universități, din păcate, este aceea că face educație, că universitatea face educație tehnică. Da? Devii un tehnicist. E ca și cum te duci la școala de meserie și înveți să fii tâmplar. Evident că școala creează modele. Da? Generează atitudini față de profesie, atitudini față de știință, atitudini față... Și din ce în ce mai mult le ignorăm. Asta e una din marile pierderi ale învățământului digital prin care trecem acum, din păcate, că e mult mai greu prin intermediul tehnologiei să genereze astfel de atitudini. Și din păcate, da, școala nu-ți generează atât de multe repere morale precum ți-ai dori. Repere morale, cred că asta e de notorietate și pe vremea noastră, acum am permis să zic așa, dar se învățau în familie mai degrabă, da? Se învățau mai degrabă
în afară și în școală, dar nu doar în școală. Deci nu poți cumva să pui responsabilitatea pentru lipsa de moralitate a unei persoane exclusiv pe școală. Internship-urile sunt probabil o soluție, dar și internship-urile, din păcate, se concentrează mai degrabă pe aspecte tehnice, da? Pe componenta tehnică, de skill. Da? Înveți lucruri noi. Mult mai greu pe componenta de comportament moral, integru. Și problema e că de cele mai multe ori nici nu observi lipsa de integritate la o persoană până când acea persoană nu e pusă în situația de a conduce pe alte persoane, da? Să ia decizii pentru alte persoane. În momentul în care e prea târziu, când observi că ups, am dat pe lângă. Da? Ăsta e și motivul pentru care recomand atât de puternic să utilizezi teste. Testele psihologice aplicate corect și aplicate în frame-ul corect și testele corecte măsoară rezonabil de bine aceste comportamente. Evident, niciunul din aceste comportamente nu poate fi prezis perfect, dar există teste de integritate care fac o treabă absolut excelentă înainte ca persoana să fie pusă în rolul în care are o șansă să aibă derapaj. Da, foarte interesantă abordare. Noi la angajare, țin minte, în cazul meu cel puțin, nu am primit niciun test de integritate. În schimb, am primit test de cultură generală din sfera economică, cu întrebări pe care doar Cristian Hostiuc poate să le formuleze. A fost destul de complicat cu totul. Trecem cu toții prin asta. Ne angajează foarte tineri, probabil tocmai pentru a vedea în timp util potențialul de a greși și de a face bine al fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru intervenție. A fost extrem de valoroasă prezența dumneavoastră astăzi. Trecem către primul panel, un panel care are ca temă finanțarea încrederii. O bună guvernanță este esențială de la startup, chiar de la o afacere de la zero. De aici pornim. Moderatorul acestui panel va fi Violeta Luca. Cum spuneam, Violeta Luca este membru în Consiliul Director al MCM România, este președinte al Comitetului pentru Guvernanță Corporativă din cadrul MCM și în același timp CEO al Microsoft. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Panelul îi va avea ca vorbitori pe Simona Gemeneanu, care este partener în cadrul Morphosis Capital, un fond de investiții tânăr pe piața românească, dar care deja și-a trecut în portofoliu afaceri valoroase. Horia Cardoș, CEO și fondator al Agroland, un brand românesc creat de la zero în urmă cu mai mulți ani de antreprenorul Horia Cardoș. Și Sergiu Neguț, în prezent cofondator al FintechOS, el este și associate din la Maastricht School of Management. Vă mulțumesc pentru prezență, îi dau cuvântul Violetei Luca. Bună dimineața, bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, de voi astăzi și mă bucur să avem ocazia să avem invitați alături de noi cu experiență atât de bogată și cu perspective care ne pot ajuta să învățăm și la rândul nostru să inspirăm mai mult oamenii din jurul nostru. Vreau în primul rând să mulțumesc participanților la evenimentul nostru de astăzi. Ne bucurăm că v-ați făcut timp să fiți alături de noi. Mulțumesc ziarului financiar, că este partener cu noi astăzi. Mulțumesc de asemenea invitațiilor din panel, echipei care ne-a sprijinit în organizarea evenimentului. Mulțumim Ionuț că ești alături de noi de asemenea. Și nu în ultimul rând, mulțumesc celor care fac posibile astfel de evenimente care de altfel pot să nu fie întotdeauna atât de, poate nu e atât de atractiv să vorbești despre guvernanță corporativă, despre buna guvernare, dar este atât de util. Pentru panelul de astăzi, în introducere voi împărtăși cu voi câteva gânduri cu privire la subiect și la experiența mea personală și profesională din ultimii 20 de ani. Ascultându-l pe Dragoș, mi-am amintit niște momente din dezvoltarea mea, din viața mea și cumva aș vrea să relaționez cu ele și poate să fiu provocatoare puțin. După care voi adresa invitaților din panel câteva întrebări celor trei invitați și apoi o întrebare specifică fiecăruia. Încep prin a spune că am fost o pasionată de citit și de cărți încă din copilărie și am învățat, cred că tânără, de foarte tânără, un citat și anume acela că să construiești reputație, să construiești încredere, îți trebuie mult timp, ani și ani, dar să o pierzi, poți să o pierzi în câteva minute, în câteva zile, în foarte scurt timp. Și cred că acesta este un lucru care cumva m-a marcat ca și citat, ca și referință, la fel cum m-a marcat educația pe care mi-au dat-o părinții mei, pe care mi-au dat-o învățătorii și profesorii de la școala primară și apoi gimnazială.
Am învățat, cred, și cred că este foarte important, apropo de ce a spus Dragoș, să pun în permanență în balanță alegerile pe care le fac, pentru că, așa cum spun englezii, există alegeri și consecințele lor, nu există decizii bune sau proaste, există alegeri pe care le facem în viață. Și am învățat că aceste alegeri determină, au impact pe termen lung, cele mai multe dintre ele. Apropo de anecdotă și de încredere și de reputație, mi-am amintit un moment din anul 2009, când lucram într-o companie, într-o zonă comercială, când știm foarte bine că multe dintre companiile din România se confruntau cu probleme de cash flow, cu probleme de sustenabilitate a liniilor de credit, a asigurărilor pe care le aveau pentru creditul comercial, o perioadă extrem de încercată la acel moment. Și aveam un client care avea o expunere financiară foarte mare și dacă aplicam 100% elementele de politici interne de creditare, practic am fi putut fi în situația în care n-am mai fi putut asigura creditul furnizor. Și mi-aduc aminte că eram într-o dilemă mai mare și am apelat atunci la managerul meu și apoi la managerul managerului meu și am încercat să facem o judecată, anume cum să tratăm această situație. Pe de o parte, aveam în balanță responsabilitatea și loialitatea față de respectivul client care fusese alături de noi ani mulți, responsabilitatea de a găsi o soluție pentru o perioadă grea. Pe de altă parte, avem responsabilitatea față de stakeholder, față de companie, față de management, față de politicile la care aderam. Și mi-aduc aminte că am făcut o conferință telefonică cu mai mulți stakeholder din companie, n-am reușit să ajungem la un consens, însă șeful la acel moment de pe regiune a spus... Ok, vreau să vin în România și vreau să cunosc omul respectiv și să stau de vorbă cu domnia sa. Am organizat o întâlnire. Au fost niște întrebări contextuale din partea acestui lider al organizației cu privire la comportamentul de plăți, la etica de business, la politicile față de angajați, la filozofia de business, filozofia de viață. Și a fost și o întrebare care mi-a rămas întipărită în minte, pe care a pus-o, dumneavoastră sunteți siguri că veți ieși din criză, a întrebat șeful meu respectivul personaj și răspunsul a fost nu, nu sunt sigur. Dar ce sunt sigur este că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a depăși acest moment și a aplica toată expertiza și tot ce am construit până acum. S-a terminat acea întâlnire și respectiv acea decizie de management cu... o finanțare, cum o denumeam noi atunci, ex gratia, deci în afara procedurilor, pentru că a contat foarte mult capitalul de încredere pe care respectivul client l-a construit cu compania la care lucram în trecut și ridicându-ne deasupra acestei întâmplări foarte specifice și întorcându-ne la subiectul nostru de astăzi, cred că este foarte important atât în viața personală cât și în cea profesională să învățăm să devenim oameni de încredere. Și am înțeles de la Dragoș că se învață lucrurile numai în copilărie, că există o zonă de ereditate, am înțeles. E o zonă pe care îmi doresc să o studiez mai mult și să o aprofundez. Dar cu siguranță există elemente de principii și de valori pe care le putem aplica și respectiv înforța în viața noastră profesională, care să ne ajute să fim lideri mai buni, să luăm decizii morale și corecte față de mai mulți stakeholder, nu doar față de acționari. Experiența mea profesională cu privire la dezvoltarea unui climat de încredere, a unui leadership care să inspire și să motiveze comportamente corecte în organizație, să mulează pe 5 piloni, dacă vreți. În primul rând, ce am învățat în viață este că este foarte important într-o organizație să aduci claritate în ceea ce privește așteptările. Așteptările cu privire la comportamente, să creezi un mediu, în al doilea rând să creezi un mediu de învățare, de împărtășire a bunelor experiențe, un mediu în care să stimulăm discuții, dezbateri, care nu toate sunt comode, nu toate sunt confortabile, dar care scot la iveală practic învățături pentru membrii echipei, pentru organizație, care să
genereze o cultură a încrederii, o cultură a transparenței și o cultură a alegerilor bine făcute, care nu țin cont numai de rezultatele pe termen scurt. Și aici dați-mi voie să fac o paranteză. Cred că din ce în ce mai mult este foarte important când ne uităm la leadership, când ne uităm la organizații în ansamblu, să nu ne uităm doar la KPIs, nu doar la indicatori de performanță, să ne uităm la modul în care s-au obținut acei KPI de performanță, iar asta cred că va determina pas cu pas schimbări fundamentale, structurare în modul în care se fac lucrurile în România, în modul în care oamenii așteaptă să se întâmple lucrurile. Punctul numărul 3 este legat de o cultură în care oamenii vorbesc și nu le este frică. Nu le este frică să vorbească despre un lucru pe care l-au văzut întâmplându-se, care nu rezonează cu valorile, cu principiile, cu standardele companiei. Inclusiv în momente în care lucrurile nu sunt demonstrate că s-au întâmplat greșit, dar generează o doză de întrebare. Și atunci, în momentul acela, e foarte important ca oamenii din organizație să vină către manager, să vină poate către un director de resurse umane, către un compliance manager, să vorbească despre acel concern, despre această neclaritate sau întrebări pe care le au cu privire la un proces, la un contract, la o anume speță din organizație. Punctul 4 este legat de cultura de bonificație și respectiv de penalizare a comportamentelor pozitive și respectiv negative. Cred că ce am învățat este că în viață și în business, cred că cultura este dată de ceea ce nu tolerăm să se întâmple. Și când spun asta, mă gândesc la acele lucruri nenegociabile pe care ca lider, ca manager de organizație, ca owner de business, ca și conducător de o asociație sau de o instituție publică, nu vrei să le ai în organizația ta. Iar aceasta cred că este foarte important pentru a o cultiva și a fi în același timp echitabilă, a nu fi discreționară, a fi în linie cu claritatea despre care am vorbit la primul punct. Și nu în ultimul rând, punctul numărul 5 este legat de tonul de leadership pe care îl dăm în organizație. Cred că o cultură a bunei guvernanțe nu poate să fie asigurată de un singur om, de directorul de compliance, de departamentul de conformitate sau alte funcțiuni pe care le putem avea într-o companie. Este foarte important să fie dat de leadership-ul acelei companii. Și tonul acesta se clădește, să remarcă zi de zi și este o funcțiune a timpului. Este foarte important să fim consistenți în modul în care executăm ceea ce spunem, în modul în care arătăm organizației că facem alegerile corecte, că nu ne întoarcem la beneficiul pe termen scurt, indiferent ce presiune am simțit. Cam astea ar fi gândurile dinspre mine și acum dați-mi voie să mă întorc către invitații mei și să le mulțumesc încă o dată că sunt alături de noi. Simona, Horia și în același timp Sergiu, vă mulțumesc din suflet că sunteți aici, că v-ați făcut timp și vin către voi cu prima întrebare pe care vă rog la care vă rog să răspundeți fiecare într-o intervenție de aprox 2-3 minute ca să avem, șansa să trecem prin mai multe subiecte. Iar prima întrebare este următoarea. Care este experiența voastră în construirea unei organizații care se dezvoltă pe o cultură a încrederii, a dezvoltării sustenabile, în care contează nu doar să obții rezultate, ci și cum obții acele rezultate? Cine vrea să înceapă? Pot să mă bag eu? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu aici, mai ales că întotdeauna când vorbim despre guvernanța corporatistă, avem sentimentul că asta este apanajul corporațiilor cu zeci de mii de oameni și treaba mea e în principiu să lucrez cu companii de zeci de oameni, de, hai să zicem, sute de oameni care sunt la început. Și ce caută treaba asta acolo? Că de fapt este despre niște reguli și așa mai departe, este, dacă vreți, bullshit corporatist. Și părerea mea e pe dos, părerea mea e că nu e chiar bullshit, este despre cum ne organizăm noi ca să ne fie bine și să nu fie nevoie să ne uităm peste umăr când facem treabă. Și din punctul ăsta de vedere, am avut întotdeauna sentimentul că regulile ca regulile, dar valorile, trebuie să fie așezate unde trebuie. Și asta înseamnă cumva că, sigur că la început nu prea avem regulamente când pornim un startup. La început ne facem niște reguli de lucru, niște procese ca să putem să încropim ceva, dar toate astea trebuie așezate pe niște valori corecte, valori etice corecte.
Ori de câte ori suntem într-o zonă în care ieșim din treaba asta și încercăm să ne supraaglomerăm cu reguli și ajungem la manuale din alea de 750 de pagini de regulamente, nimeni nu o să poată să le citească vreodată sau să le știe. O să putem doar să arătăm cu degetul pe altul care n-a citit, deci n-a știut, deci n-a făcut. Dar dacă tu te uiți în interior, eu cred că noi avem o busolă morală destul de clară, cum zicea Dragoș de la începutul existenței noastre și care ne spune când facem bine și când facem rău. Și simțim în stomac aici, în capul pieptului, când se întâmplă treaba asta. Știi? Și atunci cred că toată treaba asta trebuie cumva pusă la lucru și pusă la lucru niște valori normale în care să putem să lucrăm unii cu alții, să ne uităm unii în ochii celorlalți și să avem încredere unii între alții. Și nu spun asta cu ideea de a fi zgârciți cu încrederea, ci o spun cu ideea de a fi foarte darnici cu încrederea. Pentru că în zona asta de lume în care suntem noi aici, abilitatea noastră de a ne încrede unii între alții a fost măcinată sistematic și a ajuns să fie la un nivel foarte jos, care ne face să fim suspicioși și proști în relațiile unii cu alții. Și atunci cred că trebuie să construim. Și construcția asta înseamnă să pui încrederea acolo în relațiile cu ceilalți, să le dai oamenilor libertatea și încrederea de a face lucruri și să construiești pe asta pe mai departe. Și asta e ce facem. Indiferent că o facem într-o echipă de 10 oameni sau de 100 de oameni sau de 10.000 de oameni, indiferent dacă suntem în board-uri de companii sau în supervisory board-uri de companii sau doar în niște mici advisory boards pentru startup-uri. Mulțumesc. Mulțumim, Sergiu. Dacă pot să preiau eu, subiectul de astăzi mă face să mă gândesc la multe, dar aș vrea să punctez unele lucruri. Eu cred că cea mai mare problemă a societății de astăzi este lipsa de încredere, încredere care se răsfrânge la toate straturile societății, de la lideri, încrederea în capacitatea liderilor de a gestiona crize și de a walk the talk, adică să treacă de la modul declarativ la acțiune. Și se răsfrânge până la cele mai la nivelul micro, să zicem, la cum recrutăm în companii. Deci pentru noi ar trebui să fie o mantră, și aici cred că Mircea o să vorbească mai mult despre asta. În recrutare trebuie să te uiți la încredere, dar încredere nu numai în competență, ci și în sistemul de valori al persoanelor. Și numai construind, dacă ce spune domnul profesor Dragoș Iliescu este adevărat și avem până la 25 de ani să învățăm comportamentul etic și să facem alegerile corecte în viață, atunci ce putem noi să facem? Putem să recrutăm cum trebuie, să creăm role models, ca persoane care au comportament etic și de valori înalte. Putem, de exemplu, să investim în companii numai care au un purpose-driven organization sau un impact în societate. Și aici, dacă e să mă refer la experiența mea personală, fondurile de investiții au fost controversate mult timp la nivel mondial prin faptul că veneau și puneau leverage în companii și băgau firmele în dificultăți financiare în momente de criză, cum ar fi răsunătorul Toys R Us. Eu cred că firmele de investiții, ca să trăiască în noua realitate în care noile generații vor să investească doar în purpose și impact, cred că este un shift pe care îl trăim acum, în care putting purpose at the heart of what you do este cel mai important lucru, chiar și pentru fondurile de investiții. Și aș încheia prin faptul că am și eu un citat care cred că a fost al unui prieten de-al meu, care cred că sumarizează foarte bine pentru tema de astăzi. You know you have principle the day it costs you something. Deci e vorba că ai principii numai când te costă ceva. Adică e vorba de alegerea ta personală. Știi că pierzi ceva și atunci ai principii. Mulțumesc.
Simona, aș interveni eu, dacă îmi permiți, îți mulțumesc pentru prezența, aș interveni cu o întrebare, pentru că voi în procesele de due diligence pe care le faceți, aveți implicați experți, contabili, avocați, care vă dau toate cifrele, dar cât de mult, dincolo de rațiunile astea, cât de mult contează flerul vostru în a evalua sustenabilitatea unei afaceri? După cum spuneam, chiar la, când recrutezi un om, te uiți la sistemul de valori. În momentul în care te partenerizezi și pariezi pe o persoană care, cu care vrei să construiești, pentru că noi investim în creștem, deci este foarte important flerul și nu numai flerul, ci și chimia personală cu persoana respectivă și sistemul de valori al persoanei pentru a putea construi ceva sustenabil este cel mai important lucru la care ne uităm. Bineînțeles că trecutul și cifrele contează, dar vezi din interacțiune cum interacționează cu furnizorii, cu clienții, cu angajații, ce alegeri face, cum negociază. Deci este cel mai important lucru, pentru că dacă nu ești aliniat și cred că și pentru o firmă care caută, antreprenorul care caută finanțare, este foarte important să-și facă acest due diligence asupra investitorului, pentru că pleci la drum împreună și este foarte important să știi că să ai încredere. Dacă nu este o relație bazată pe încredere, atunci nu poți să construiești. Mulțumesc pentru răspuns. O să merg mai departe către Horia Cardoș. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență cu întrebarea adresată de Violeta Luca, primilor trei invitații ai noștri de astăzi din panel, cea legată de cum dezvoltăm organizația pe o cultură a încrederii. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de voi. Vorbesc prima oară într-un asemenea panel, pe o asemenea discuție. Acum pot să spun experiența mea personală, acum mai bine de 20 de ani, când am fondat compania mea, nu ne gândeam la asemenea termeni, pur și simplu vroiam să facem un business, eram tineri și credeam că putem să aducem ceva interesant pe piață. Cumva, datorită nevoilor clienților noștri, care vă spun două cuvinte despre ei, sunt pasionați de grădinării, sunt pasionați de creșterea animalelor de companie sau creșterea animalelor de fermă, fiind pasionați, nu puteam să-i dezamăgim, fiindcă îi pierdeam. E puțin diferit față de clienți care cumpără alt gen de produse, pur și simplu aleg un alt furnizor. Ei, și cumva am reușit în timp să învățăm și noi cât este de importantă încrederea clienților noștri în noi, în produsele noastre, în oamenii noștri. Și atunci am încercat să extindem acest principiu, și anume avea încredere între parteneri și către furnizorii noștri și către clienții companii. Și noi în cadrul firmei, în cadrul departamentelor sau interdepartamente. E un proces foarte interesant, mai ales pentru mine, care n-am fost niciodată angajat nici într-o companie românească, nici într-una internațională. A fost un drum relativ dificil, fiindcă am învățat practic din greșelile noastre. În ultimii ani pot să spun că încercăm să evoluăm și ca și cultură, sigur, noi credem despre noi că suntem o echipă faină, că suntem oameni faini, în care poți să ai încredere, în care clienții, în care furnizorii noștri au încredere, dar ne-am dat seama că avem foarte mult de construit aici, dar credem că avem, că putem să construim pe un fundament solid. Iar în ultima vreme, mai ales că intenția noastră este să listăm compania pe bursă, ne-am dat seama că este extrem de important pentru investitorii noștri să fim de încredere, să fim transparenți, să se poată baza pe responsabilitatea cu care luăm deciziile în cadrul companiei. Deja am făcut primul pas în martie anul acesta și am avut o emisiune de obligațiuni și care s-a listat cu succes. Pot să vă spun că zilele acestea probabil este
una de cele mai interesante din punct de vedere al randamentului investiții. Iar asta se obține livrând permanent nu doar rezultate financiare bune, cât și un comportament responsabil față de piață. Aș mai vrea să spun un singur lucru. Noi am fondat un incubator pentru startup-uri în zona de agricultură și abia aștept această experiență în care eu alături de alți mentori vom încerca să transmitem tinerilor care au fondat sau vor fonda startup-ul în zona aceasta de AgTech, cât este de importantă încrederea, cât este de importantă o structură responsabilă și onestă, atât față de investitori, viitorii investitori al dumnealor, cât și față de clienți și ceilalți furnizori. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Mi-ați ridicat mingea la fileu cu o întrebare pe care aș vrea să o adresez tuturor invitaților din panel. Dacă ar fi să dați un singur sfat în momentul de față unui antreprenor sau unui angajat, care ar fi acesta? Domnul Cartoș, dacă ne auziți... Da, sigur. Unul cred singur, că cel mai important... Ales, dar, sunt foarte multe care-mi vin acum... să fie onești în general. Sigur, așa cum spunea și domn profesor, asta nu se învață. Adică se învață în copilărie și în tinerețea, în prima tinerețe. Dar să fii onest este până la urmă, și poate suna puțin mercantil, este profitabil. Fiindcă vei putea capitaliza ulterior încrederea partenerilor tăi și pe termen lung este 100%, vă spun asta, mult mai profitabil decât să încerci să profiți la un moment dat de un avantaj necuvenit. Iată un citat de reținut. Da. Onestitatea e profitabilă. E mult mai bine să fii onest pe termen lung decât să dai un tun și după aceea să încerci să fugi. Absolut, nu da. Vei scăpa cu asta. Mulțumesc. Sergiu Neguț, un sfat. Un singur sfat pentru un antreprenor. Suntem în zona asta de cum să fii pe fundamentul ăsta de hai să facem lucrurile corect, știi? Și atunci, în categoria asta, am un sfat care vine cumva din vorbele unui mare antreprenor român cu care vorbeam la un moment dat și care zicea, domnule, eu angajez oamenii care să aibă un nivel ridicat de energie și care să aibă un nivel ridicat de optimism, știi? Că restul se învață. Ce mi se pare mie că mai trebuie adăugat în peisajul ăsta este o chestie care e la jumătatea drumului între bunătate și adevăr. Adică țineți la adevăr, iubiți adevărul mai mult decât pe Platon, cum zicea Aristotel. Asta mi se pare foarte important. În același timp, nu uitați să fiți oameni buni. M-am lovit frecvent de situația asta în care angajăm niște oameni care sunt profesioniști excepționali și care îi calcă în picioare pe cei din jur și care sunt agresivi și răi, mojici. Nu știu dacă aveți avut colegi din ăștia sau ați avut oameni din ăștia prin preajmă. Cel mai fericit lucru, cel mai minunat lucru pe care îl puteți face pentru organizațiile voastre este să-i dați afară. Și rămânând la tine, e una dintre întrebările cu care am început, tocmai pentru că suntem într-un panel în care vorbim despre încredere și despre startup-uri. Tu ai spus foarte frumos că guvernanța corporativă, cu toate că am avea impresia că e doar despre companiile mari, nu este doar despre corporații, dar la nivel de startup-uri, cine îl învață pe startup despre guvernanță, despre rolul acestei noțiuni în dezvoltarea lui pe termen lung? Domnul profesor Dragoș Iliescu ne-a spus clar că sunt cei 7 ani de acasă, școala cu impactul ei și de la 25 de ani s-a terminat totul. Ce minunat este că nu ne-am vorbit, dar mi-a citit gândurile, că ăsta era al doilea sfat pe care l-am să-l dau unui antreprenor la început de drum sau poate chiar nu tocmai la început de drum. Este, domne, vorbește odată pe lună cu cineva care nu e coleg cu tine.
și de la care îi ceri un sfat? Că îi zici mentor și aici colegul din panel mai devreme spunea că inițiază un program de mentorat. Există programe de mentorat, există și în RBL, organizația de care fac eu parte, există o mulțime, pe lângă toate incubatoarele. Să te vezi odată pe lună cu cineva care fie un mentor, fie un grup de oameni pe care îi numește advisors, într-un mod organizat, și care să relativizeze un pic, hai să zicem, construcțiile iluzorii care se creează în mintea ta de antreprenor, dar și să relativizeze fricile despre niște lucruri care par greu de făcut, mi se pare un lucru extraordinar. Pentru că asta îți dă posibilitatea să te pui așa într-o poziție mai relativă, să îți dai seama ce merge și ce nu merge, folosindu-te de experiența altora. Și nu e doar despre sfatul că ea trebuie să fie niște super oameni deștepți care au făcut totul înaintea lor, e vorba de efortul tău de a te gândi ca și cum ai explica cuiva care nu a fost acolo cu tine, nu a trăit bătăliile tale, ce se întâmplă. Și efortul ăsta de a structura ideile, efortul ăsta de a structura gândirea, sentimentele, ce ai de făcut, te ajută să mergi pe drumul bun. Chiar dacă drumul la bun este foarte ocolit uneori, dar te ajută să mergi pe drumul bun. Mulțumesc! Onestitate, bunătate, Simona Gemeneanu, un sfat pentru un antreprenor aflat la început de drum, la mijloc de drum, ce i-ați spune? Părerea mea, eu i-aș spune... Nu v-am mai auzit, dacă puteți relua întrebarea. Este un climat de încredere și transparență. Acum? Da, vă auzi. Acum e foarte bine. Mă auziți? Da. Da. Spuneam că să creeze un climat de încredere și transparență în companie de la început, deoarece chiar dacă faci un bad recruitment process și ajungi cu un om care are o inclinație poate despre derapaj, dacă nu ai mediul în care această persoană să facă acel derapaj și ai un climat de transparență în companie, poți încă să, deci îl izolezi imediat în comportament și poți să iei decizia corectă. Deci este foarte important să construim acel mediu de încredere în companie. Încredere. Am reținut de la fiecare dintre voi, practic am făcut 3 sfaturi din câte unul singur, onestitate, bunătate, încredere. Astea sunt practic modele de care au nevoie antreprenorii aflați la început de drum. Violeta, până verific dacă sunt întrebări venite și pe paginile noastre de Facebook, pe pagina MCM de Facebook pentru invitații din panel, dacă mai ai tu altă întrebare pentru invitații de astăzi. Mulțumesc, Dana. Aș vrea să lansez o mică provocare, și anume legată de cartea lui Carol Dweck, Growth Mindset, care spune că putem învăța competențe, că viața este o călătorie de învățare și că abilitățile, marea lor majoritate, se pot învăța. Și desigur, nu contest studiile despre care a vorbit Dragoș la început, dar lucrând cu sute, cred că mii de oameni de-a lungul carierei, am văzut echipe și organizații transformându-se într-un climat în care valorile corecte au fost puse și explicate și respectiv transformate în comportamente și în activități mici de zi cu zi. Am văzut echipe motivate de a se schimba și oameni motivați de a fi mai buni. Și aici aș aduce în ecuație o chestiune pe care am învățat-o în timp, apropo de anumite moșteniri culturale pe care le avem în societatea noastră, de a nu avea încredere. Am avut un manager la un moment dat care mi-a spus, dear, încearcă să aplici de fiecare dată 2 cents of charity. În orice situație, înainte de a judeca și a veni agresiv către cineva din fața ta sau a avea o anumită percepție. Și asta înseamnă că trebuie să asumăm că există o intenție bună în cele mai multe situații. Desigur, probabil că pot să fie situații excepționale în care acel good intent nu este acolo, dar în multe situații pe care noi le trăim în echipele noastre, în organizațiile noastre, în momentul în care se întâmplă o anume speță, o anumită situație, când discutăm cu un om sau cu echipă, să asumăm că a existat o bună intenție. Asta ne dă o perspectivă în zona de bunătate și de judecată, dacă vreți, umană, nu neapărat de persecuție,
discuție sau de hai să-l, eu știu, să aplicăm o penalitate sau să creăm, nu știu ce, avertisment sau whatever. Și asta stimulează și o zonă de ca oamenii să aibă, să se simtă în siguranță. Pentru că atunci când oamenii se simt în siguranță, ei au tendința să-și manifeste comportamente pozitive, comportamente constructive. Ați întâlnit și voi situația asta? Simona, Sergiu, Horia, apropo de aplicarea acestei gândiri de, de bune intenție, să asum bune intenții. Eu dădeam din cap aprobator în timp ce spuneai tu acolo și mă uitam aici pe ecran că și Simona dădea din cap aprobator și mi se pare că astea sunt niște lucruri pe care în momentul în care vrem să construim creștere, și asta e foarte important. Creșterea înseamnă să dezvolți lucruri care nu există, deci creșterea implicit se bazează pe ideea că trebuie să ai încredere că se va întâmpla ceva. Și încrederea asta funcționează în sensul în care în sensul inocenței și bunelor intenții până când s-a dovedit contrariu. Asta e o chestie dificil de citit pentru bună parte din noi românii, care am fost crescuți mai degrabă să fim suspicioși. Și suspiciunea asta ne face să lucrăm mai greu unii cu alții, să formăm mai greu echipe, să fim mai puțin eficienți în echipele pe care le formăm în raport cu colegii noștri mai occidentali decât noi sau colegii noștri din alte societăți în general. Singurul mod în care putem să trecem peste asta este să venim de la bun început și să considerăm că toți oamenii au cele mai bune intenții până când se va dovedi diferit. Și să găsești întotdeauna care este interpretarea posibilă în care oamenii aia au lucrat cu bună intenție și chiar dacă a ieșit ceva prost, să vedem ce putem să învățăm din chestia asta, mai degrabă decât să urmăm să pedepsim atunci când ceva merge prost. Făcea cineva o metaforă la un moment dat, știți cum sunt oamenii aia care sunt în război și trag în obținte aflate în mișcare, ei trebuie să ochească un pic în direcția în care merge obiectul ca să poată să se întâmple coliziunea sau ce se întâmple acolo. Același lucru mi se pare mie că e foarte valabil în relațiile noastre cu oamenii. Noi trebuie să tratăm pe oameni ca și cum ar fi cea mai bună versiune a lor, pentru că doar în felul ăsta putem să-i aducem să fie cea mai bună versiune a lor. Altfel, o să fie ocazional situații în care să-i tratăm ca și cum ar fi mai răi decât sunt. Și asta este impardonabil din poziția celui care e tratat. Super! Mulțumim mult, Sergiu! Rezonez mult cu ce ai spus și cred că mulți dintre noi aici în conferința astăzi. Alte gânduri pe tema asta sau dați-mi voie să adresez o altă provocare. Există un citat celebru, "Trust is good, control is better", spus de Lenin. Teoretic au fost și alții, li s-au atribuit și altora acest citat, dar vine teoretic de la el. Cum vedeți voi această afirmație? Dacă îmi dați voie. Într-adevăr, De multe ori rezonez cu ce ai spus, cu citatul răsit mai înainte, dar la noi în organizație încercăm să le dăm încredere oamenilor, să-și atingă potențialul, iar asta pot să o facă doar greșind. Adică nu suntem deloc adepții micromanagementului. Uneori mi se reproșează mie că nu controlez suficient de mult oamenii cu care lucrez foarte strâns, dar cred că într-adevăr este mult mai ok să lăsăm pe oameni să-și facă proprie greșeli. Ulterior, sigur, să avem discuții și să dezbatem care trebuia să fie calea de urmat. Astăzi, din fericire, munca poate fi evaluată și controlată mult mai ușor. Rezultatele
Și atunci, până la urmă, discuția este destul de simplă din punctul meu de vedere, fiindcă omul trebuie să livreze niște rezultate. Nu este tot ceea ce contează, contează și modul în care s-a obținut acele rezultate și aici apare într-adevăr discuția care poate fi subiectivă. Dar, în general, oamenii noștri știu că au libertatea să greșească, știu că dacă greșesc vor trebui să explice de ce au folosit sau de ce am ajuns în situația să nu livreze ceea ce trebuia să livreze. Dar în rest, și repet, mi se reproșează de ce apropiați că uneori sunt prea permisiv. Dar îmi place postura asta și am reușit să cresc oameni faini care au evoluat uneori neașteptat chiar pentru ei. Cu toate minusurile, sigur că la un moment dat putem să pierdem sau chiar am pierdut resurse din greșelile colegilor mei, dar nu pare absolut de rău. Mulțumim, Horia. Simona? Dacă aș putea să intervin, pentru mine este vorba de echilibru între control și responsabilizare. Trebuie să creezi acel framework în care să poată operaționaliza responsabilitatea personală, dar n-aș face un management al fricii, adică să conduci numai prin control, practic nu dai capacitatea persoanei să reușească să-și impună creativitatea și să aducă inovație în companie. Da? Pe de altă parte, cred că în educația noastră, noi nu suntem, așa cum e școala românească concepută, nu prea știm să gândim liber și inovator. Și aici poate că schimbarea și care trebuie să vină în a adapta sistemul educațional spre ceva în care să nu fie managementul fricii, ți-ai făcut tema sau nu ți-ai făcut-o, ești în fața clasei. Cred că toți rezonăm cu aceste lucruri. Și a rușinii, shame management, managementul rușinii, care până la urmă este pe ce se bazează școala românească, cred că este de unde provine flow-ul în societatea noastră. Cam atât aveam de spus. Mulțumim, Simona. Mulțumim foarte mult. Cred că ne apropiem de încheierea acestui dialog, acestui panel. Pentru mine, cel puțin, a fost un dialog frumos în care am învățat și mi-a plăcut să văd diverse perspective și, în același timp, și un fir roșu comun pe care l-am remarcat din intervențiile voastre, apropo de dorința de a clădi un climat de încredere, de a crește oamenii, de a stimula și de a și de a inspira oamenii din organizație să fie mai buni, să îi îndreptăm spre o cultură a construirii, a creșterii, a dezvoltării personale și respectiv a business-ului în care lucrează. Mă bucur să aud și nuanța asta legată de echilibru între responsabilitate și sisteme de control. Personal și eu cred că nu sunt de acord cu Lenin, însă cred că e nevoie într-o organizație, indiferent cât e de mică sau mare, să existe niște puncte de control. Fie că vorbim de politici, fie că vorbim de metrici, de măsurare, fie că vorbim de anumite audituri, anumite deep dive-uri pe anumite spețe, e nevoie să existe să existe o zonă de monitorizare a ceea ce se întâmplă și o conștientizare că se întâmplă lucrurile într-un mod corect. Și nu ca să pedepsim, cum bine ați zis și voi, ci ca să creștem și să învățăm din asta. Mi-a plăcut, mulțumesc, sper că și participanții noștri au fost încântați de ceea ce au auzit sau că am reușit să fim provocatori sau poate inspiraționali. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul Danei și să fim sănătoși și să avem mult succes în tot ce facem.
Mulțumesc și eu. Ne vom reîntâlni la final cu Violeta Luca pentru concluzii legate de acest eveniment. Au venit întrebări și pe pagina de Facebook. Horia Cardoș chiar a răspuns uneia dintre ele. Era un cititor care ne întreba dacă nu cumva interesul acționarilor e mai important decât orice atunci când vorbim de dezvoltarea unei organizații. Antreprenorul Horia Cardoș a răspuns deja la întrebarea asta fără să o fi adresat eu. Acum, dacă am fi fost într-o conferință clasică, eu anunțam pauza de cafea și reveneam cu al doilea panel. Nu e o conferință clasică, îi invit pe speakerii din primul panel să savureze o cafea și noi să începem al doilea panel, unde moderator va fi Mircea Țiplea. Mircea, care este partener al AMROP și membru al Comitetului AMCEAM de Guvernanță Corporativă, el va duce discuția la o etapă următoare. Cum facem să trecem de la guvernanța companiilor la o societate bazată pe încredere? Mircea, bună, îți mulțumesc pentru prezență. Am să-i prezint eu și pe cei patru invitați din panelul găzduit de Mircea Țiplea. Este vorba despre Lăcrămioara Diaconu, membru al directoratului în cadrul Complexului Energetic Oltenia, Radu Hanga, președinte al Bursei de Valori București, Victor Alistar, membru al Comitetului al Consiliului Director al Transparency International România și Andreea Pipernea, CEO al NN Pensii. Cu ei și cu Mircea veți rămâne în următoarele 30 de minute pentru o dezbatere legată de trecerea de la guvernanța companiilor la o societate bazată pe încredere. Mulțumesc, bună ziua! Da, asta ne propunem în cel de-al doilea panel, să trecem sau să facem mutarea de la responsabilitatea individuală la nivelul liderului la responsabilitatea organizațiilor și a rolului pe care îl au în societate. Una din primele întrebări pe care le-am primit atunci când am devenit prima dată director financiar a fost: de ce au mașinile frâne? Iar răspunsul pe care l-am ratat atunci a fost: ca să poată să meargă cu o viteză foarte mare. Exact acesta este motivul pentru care au și corporațiile sisteme de control și de guvernanță. Ca să poată să se deplaseze cu o viteză foarte mare, iar viteza se obține în organizații ca rezultat sau ca sinergie între două lucruri, între încredere și o comunicare transparentă. Atunci când ai aceste două lucruri, iei viteză, așa zicând. Și am cei mai buni invitați pentru discuția asta și am să încep prima dată rugându-l pe Radu Hanga, președintele Bursei, să ne spună cum vede el din perspectiva unui orchestrator, dacă vreți, sau unui arhitect al unei platforme care pune la oaltă cererea și oferta pe piața financiară, prin urmare un trader de încredere, cum vede relația asta și cum a evoluat și ce mai e de făcut, dacă vreți, pentru a ajunge ca bursa să fie parte din, dacă vreți, gestiunea financiară a fiecăruia dintre noi, așa cum școala e esențială pentru educația copiilor noștri și cum spitalul e esențial pentru sănătatea noastră. Radu, te rog. Bună dimineața! Mircea, mulțumesc pentru introducere. M-am bucurat foarte mult să îl văd pe domnul Cardoș în primul panel. O companie care a făcut primii pași către bursă, s-a alistat o emisiune de obligațiuni, intenționează, și au fost mai multe declarații în sensul acesta, că intenționează să vină către bursă și cu componenta de acțiuni. Până la urmă, acesta este trendul pe care noi îl vedem pe piața românească de capital, la Bursa de Valori București. Adică vedem tot mai multe companii tinere, companii antreprenoriale, care au parcurs un drum, care au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare și, sigur, orice dezvoltare presupune mai multe etape. Adică ajungi la un moment, da, la care trebuie să iei o decizie legat de a îți limita creșterea la resursele pe care le are compania ta și resursele pe care le ai tu ca și antreprenor, sau a apela la resursele altor oameni pentru a accelera creșterea aceasta. Și sigur, exact cum spunea domnul Cardoș, realizezi că în momentul acela, în momentul în care apelezi la banii altor oameni,
nu mai ești singur. Încep să fii parte într-o echipă, încep să fii parte într-o echipă care este parte din business-ul tău, o echipă de oameni, acționarii care ți-au investit bani în compania ta și sigur, guvernanța, transparența, comunicarea încep să devină elemente cheie. Deci eu zic că trăim un proces în care companiile românești cresc. Vedem tot mai multe companii că vin către zona aceasta publică, către Bursa de Valori București sau către alte platforme care finanțează cu equity companiile. Și sigur vedem creșterea, vedem îmbunătățirea, rafinarea conceptului acesta de bună guvernanță. Mulțumesc, Radu. Aș ruga pe Andreea Pipernea, fiindcă ea conduce cel mai mare investitor instituțional din România, NN Pensii, are grijă de banii noștri, așa zicând. Și aș ruga-o și pe ea să-mi spună din perspectiva faptului că e în mijlocul unui ecosistem în care, îmi vine să spun, în egală măsură trebuie să-ți educi și clienții, pe de-o parte, dar și companiile în care investești, pe de altă parte, fiindcă orice deficit de încredere aici e cumva cu o miză mult mai mare, fiindcă e în joc, dacă vreți, viitorul financiar al unei țări întregi. Andreea, abia aștept. Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitația la această discuție. Aș vrea să încep prin a spune că, da, voi reprezenta în această discuție perspectiva unui investitor instituțional, în speță fondurile de pensii, care se întâmplă să fie în România de departe cei mai mari investitori atât la bursă cât și în restul pieței financiare. Dar aș vrea să încep, înainte de a da această perspectivă concretă, aș vrea să încep prin a poate chiar demitiza un pic acest concept de guvernanță corporativă, care sigur el folosit și destul de în abundență în ultima vreme, a ajuns să însemne, exact cum ați spus și voi în titlu, un buzzword. Lumea nu mai știe la ce ne referim până la urmă, dacă e un concept pentru toată lumea sau este doar pentru cei care au în gestiune foarte multe miliarde de euro, este doar pentru companiile listate sau și pentru companiile mai mici. Și aș vrea să spun că din punctul meu de vedere, ok, se numește pretențios guvernanță corporativă, dar eu cred că este vorba în esență despre un set de reguli și de valori cu care operăm în ultimă instanță fiecare dintre noi. Sigur, se operează atât la nivel de companii, listate, nelistate, dar cred eu că operăm și la nivel absolut individual. Este un set de reguli și valori care în ultimă instanță este necesar pentru a asigura, aș spune eu, încredere și predictibilitate. Este o țesătură de care este efectiv nevoie ca să poți funcționa în societate. Putem să o luăm de la exemple foarte simple. Ai nevoie de reguli ca să poți circula în trafic. Ai nevoie de încredere, de reguli și de încredere până și când îți împrumuți un prieten, da? Când îi dai bani unui prieten, o să-ți pui problema de guvernanța corporativă de la el din familie, de la el de acasă și dacă el va putea să-ți mai dea sau nu banii înapoi. Și de ce sunt reguli și valori? Sigur, multe din lucruri se pot pune în reguli și în formule și în proceduri, dar în ultima instanță e vorba și de valori. E vorba de ce facem atunci când nu găsim nicio indicație, nicio procedură și totuși avem o dilemă de management într-o companie. Deci, ca să sumarizez aici, chiar dacă se numește pretențios, această guvernanță corporativă este în ultima instanță despre cum operăm, cum ne comportăm, pentru că suntem cu toții, la nivel individual și la nivelul companiilor pe care le conducem, suntem parte dintr-un ecosistem și trebuie să fim predictibili, iar ceilalți trebuie să poată să aibă încredere în noi. În ultima instanță, doar despre asta este vorba. Și aș completa cu faptul că, revenind acum la perspectiva investitorului instituțional, suntem în România într-o situație destul de particulară și anume aceea în care fondurile de pensii
au niște dimensiuni măsurate prin asset-urile pe care, da, prin activele pe care le gestionează, în momentul de față peste 13 miliarde de euro, care sunt, bineînțeles, într-o proporție foarte importantă față de activele totale și tranzacțiile, de exemplu, de la Bursa de Valori București. Deci, în momentul de față, fondurile de pensie au peste 20% din ceea ce înseamnă free float-ul local. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că este o bună ocazie, dar și o responsabilitate foarte, foarte importantă pentru noi, pentru că, așa cum spuneai și tu, Marius, suntem cumva la mijloc între, pe de o parte, îi avem pe clienții noștri, vorbim în momentul de față de peste 8 milioane de clienți care au banii lor de pensie administrați în aceste fonduri de pensii, și pe partea cealaltă companiile în care noi investim acești bani. Și așa cum ne vedem noi misiunea, este, aș spune așa, ca o curea de transmisie de încredere, da? Deci încrederea acestor investitori individuali, să spunem, dintre care majoritatea nu fac și propria gestiune a investițiilor, deci se bazează doar pe noi să facem asta cu banii lor. Și sigur, mai departe, noi avem această datorie să ducem asta mai departe și să impunem în piață astfel de reguli către companiile în care investim. Mulțumesc frumos, Andreea. Și aș face trecerea de la ce ai spus acum, rugându-o pe lăcrămioara diaconul să cumva să ducă într-un caz concret această poveste. Dacă ne uităm la cariera lăcrămioarei, îmi vine să spun că e un curs de corporate governance, fiind aproape de la început de la începutul epopeei internaționale a Petrom, împreună cu OMV, văzând cum se transformă organizația, pe urmă ajungând la Viena și văzând ce înseamnă piețe internaționale și investitori internaționali și felul cum se uită ei la regiune și la companii de acest gen, iar acum, după cum o să vedeți și background-ul din spatele ei, e la Complexul Energetic Oltenia, back to square one, îmi vine să spun. Lăcrămioara, care e diferența între Viena și Rovinari? Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, Mircea, pentru introducerea extensivă și mulțumesc și pentru invitație, firește. Îmi place foarte mult tema și chiar nici mă așteptam atunci când mi-ai adresat invitația să fiu chemată cu un astfel de topic. În ultima vreme tot vorbesc de investiții, de plan de restructurare și mai puțin de guvernanță corporativă. Dar e un subiect pe care îl găsesc de mare actualitate pentru ceea ce fac eu, pentru că nu putem să facem proiecte și să schimbăm o companie, să o transformăm fără a avea acel set de reguli și de valori, așa cum au spus și antevorbitorii mei. Rovinari, noi acum de fapt ne aflăm la Târgu Jiu, aici sediul companiei. Rovinari este una din locațiile în care compania își desfășoară activitatea și mi-a plăcut în cei 20 și ceva de ani de oil and gas și energie, mi-a plăcut să trec și geografic din București, din Viena, dar nu doar. La un moment dat ajunsesem, cred că și în Kurdistan, în Kazahstan, și altfel de locații exotice, dar ce pot să spun este că am învățat eu foarte mult și am învățat la rândul meu oamenii din jurul meu să urmeze acele seturi de valori fără să-și asume responsabilitatea unor lucruri de-a lungul timpului, fără ca lucrul ăsta să vină la impuse. Și dacă în Petrom în 2001, cred că înființam prima dată, cred că în România, Investor Relations sau prima activitate, departament de relația cu investitorii, lucrul acesta urma să-l dezvolt mai mult la Viena, când am fost câțiva ani mai târziu să fac același lucru. Și am învățat mai departe și eu de la ceilalți din jurul meu
cum să fac lucrurile și acum aș putea, evident, să fac acest knowledge sharing cu toată lumea. Ce m-a impresionat foarte mult, mai ales când eram acolo, la Viena, era dedicația și commitmentul managementului pentru activitatea de relația cu investitorii. Și mi-am dat seama ce mult impact are asupra investitorilor faptul că tot board-ul călătorea de câteva ori pe an împreună, atunci când se anunțau rezultatele sau se anunța o schimbare de strategie, dar și fiecare individual în roadshow-uri, un instrument extrem de puternic. Mergeam în roadshow-uri în toată lumea, împreună cu managementul sau împreună cu, sau doar ca echipă de IR. Cred că am ajuns la un moment dat să număr vreo 100 de zile doar în călătorii, în care ne întâlneam cu zeci și zeci de fonduri de investiții, să le spunem, de fapt, care e povestea din spatele stocului, din spatele acțiunilor, și să-i convingem că suntem o investiție bună. Și vorbeam de business, dar vorbeam și de valori întotdeauna. Lucrul acesta l-a făcut și Petrom în paralel. Practic, a fost un sincron, un lucru care s-a dezvoltat în paralel și întotdeauna e nevoie de altfel, și asta e unul din mesajele mele, de astfel de repere. E mai greu să dezvolți, să descoperi singur cum se fac lucrurile best practice. Ai nevoie de ajutor, ai nevoie de un guidance, de direcție, și cred că acest lucru s-a întâmplat odată cu privatizarea Petrom atunci când OMV în 2004 a semnat contractul cu statul român. Și cumva misiunea mea aici continuă în aceeași direcție. Cu ce am învățat eu să fac, acum vorbim strict de această relație, de relația cu investitorii, cum convingi oamenii că ai un business de un story to tell și un business bazat și pe performanță, dar și pe încredere, cum atragi oamenii, investitorii, băncile, cum convingi Bruxelles să-ți aprobe un plan de restructurare. Toate lucrurile astea au foarte multe lucruri în spate de construit în cadrul companiei, dar și în relația cu toți stakeholderii. Da, și ce mi se pare foarte interesant în genul acesta de programe e că în lumea de business e o diferență clară între change și transformation, între schimbare și transformare, fiindcă în schimbare ce vrei să schimbi de fapt sunt comportamente, în transformare ce vrei să schimbi de fapt sunt valori. Ori ca să schimbi și valorile și comportamentele unui om, mai întâi trebuie să-i schimbi mintea. Și aș face trecerea, pornind de la această schimbare șasetului de valori, evocând un articol al lui Popper de prin anii 50, care spunea că pentru o societate să funcționeze și instituțiile ei să funcționeze cum trebuie, trebuie să ai nu doar un cadru legal, the legal framework, ci și un cadru moral, the moral framework. Or Popper argumenta atunci că ținta tuturor sistemelor totalitare este mai întâi să strice, să destructureze the moral framework, cadrul moral și pe urmă cadrul legal. Și l-a jurat pe Victor Alistar, director executiv al Transparency International România, profitând de faptul că au scos un excelent sumar a ceea ce discutăm astăzi aici, Business Integrity Country Agenda, să ne spună cum arată refacerea unui cadru moral într-o societate, îmi vine să spun, abuzată de 50 de ani de totalitarism, și aici sunt cumva prea blând cu perioada interbelică, când spun doar 50 de ani. Te rog, Victor. Am ajuns la celebru unmute. Trebuie să ție. Mulțumesc, Mircea, pentru invitație. Mă bucur că sunt alături de ceilalți participanți. Am văzut și primul panel. Aș completa un pic ce spuneai tu. Abuzat de 50 de ani de comunism și 30 de ani de deficitară tranziție. Pentru că și aici am avut niște deformări de comportamente, atitudini. Discutăm de acea balanță între oportunism în decizie și elemente de decizie bazată pe valori morale, este mai amplu. Studiul nostru ne arată că
De fapt, în România avem o problemă de mediu. Nu avem o problemă de bune exemple. Sunt foarte multe situații în care identificăm pe aproape orice problemă am avea o bună practică. O bună practică care este deja acomodată la mindset-ul românesc, dacă vrei. Problema este însă una de mediu, mai amplă. Studiul Business Integrity Country Agenda este realizat cu finanțarea BERD-ului și a fost gândit în felul următor, să fie în paralel o analiză pe România și pe Serbia. Pe România, pentru că este deja țară membră a Uniunii Europene, are un set de standarde pe care trebuie să le îndeplinească. Serbia este doar țară candidată, deci din punct de vedere al reglementărilor sunt puțin în spate. Ca și spațiu cultural însă, suntem tot acolo. Și au vrut să vadă și aceste elemente în comparație. Și cred că cel mai important lucru pe care l-am observat în acest studiu este că avem o problemă zdravănă de asumare. Sectorul public, toată lumea ar crede că este cel mai prost reglementat. Ei bine, merge undeva spre 67 de puncte din 100. Sectorul de afaceri undeva sub 30%, iar sectorul neguvernamental și mass media undeva la 30 și ceva la sută. Deci, exact unde ne așteptam mai mult, de-aia spun că este o problemă de mediu pe ansamblu, iar dacă mergem pe ideea de dezvoltare sustenabilă, ea nu poate să facă abstracție și de unde vrem să ajungem în următorii 5, 10, 15 ani, cum evoluează lumea, să o previzionăm, dar în același timp și care sunt factorii care ne duc pe acel drum. În teoria schimbării, trebuie să vedem care ne sunt etapele de parcurs pe foaia de parcurs. Ce aș putea să reflect din experiențele noastre la TI, noi am învățat foarte mult și din ce nu ne-a ieșit. Pentru că am stat și am analizat oare de ce nu a ieșit. Și atunci ne-am dat seama că sunt o serie întreagă de condiționalități, de la nivel de cunoștințe până la nivel de context și de presiune care există. Evident că pentru a putea să mergem spre o schimbare de mentalitate, pentru că până la urmă ne interesează o transformare, nu doar mici schimbări, trebuie să trecem și prin mecanismele formale. Dar noi trebuie să le facem inclusive. Am observat niște practici, am să fiu mai răutăcios acum și să spun așa, companiile mari obișnuiesc să-și facă pe supply chain și pe distribution chain, spre exemplu, transfer de clauze pentru a putea să se acopere pe tot lanțul în ceea ce privește angajamentele proprii pe care și le-au luat. Dar transferul de clauze în contracte nu se face și cu transferul de cunoștințe, nu se face și cu transferul de înțelegere, de transpunere organică. Și atunci cred că ai nevoie să-ți securizezi mediul. Un bun exemplu în cazul de acesta este ce au făcut companiile de fashion după ce s-a întâmplat ca furnizori de-ai lor din Asia de Sud-Est să se demonstreze că au lucrat cu minori. Și ne amintim ce a fost la momentul respectiv. De asemenea, avem nevoie de reguli și, care să fie până la urmă ample. Era o discuție mai devreme și mi-a plăcut foarte mult ce spunea Sergiu, că domnule, ajungi până la urmă să faci un manual de compliance de 700 de pagini. Oare este el necesar? Din păcate, da. Problema nu este cu cât de mare este respectivul manual, problema este cum îl traduci ca fiecare dintre membrii organizației tale pe diferitele paliere să-l înțeleagă și să-l traducă. Și aici putem să luăm ceea ce există și în sistemul de drept. Pentru că ai o hipernormativizare și hiperjudiciarizare a relațiilor economice, relațiilor sociale, ai această problemă până la urmă, cine poate să înmagazineze atâtea norme legale la care trebuie să se supună. Și atunci sunt principiile generale de interpretare. Principiile generale de interpretare pe toate pachetele de compliance trebuie să fie niște seturi de valori. Ce se face, ce nu se face, cum îți rezolvi dilemele, cum adresezi problema și mai trebuie să mai facem un lucru, să le dăm dreptul tuturor oamenilor cu care lucrăm, mai ales la nivelele mai mici de decizie, să aibă dreptul să nu știe cum să face. Și atunci acest drept îl dăm prin a le pune la dispoziție mecanisme de tutoriat, mecanisme de suport, consilierul de etică este foarte important, tocmai pentru a crea acel climat. Și două lucruri aș puncta din recomandările studiului nostru pentru o dezvoltare sustenabilă pe o transformare.
tot elemente de mediu, am observat dificultatea companiilor mici și mijlocii, dar nu numai a lor, de a putea să fie perfect updated cu tot ce cere statul și ce cere inspecția administrativă sau structurile de licențiere. Și cred că am putea să facem un efort conjugat cu toții de a crea un registru național de conformitate. Ce înseamnă aceasta? Pe un portal public, Govro, spre exemplu, absolut toate structurile care sunt de reglementare, monitorizare și inspecție administrativă să stabilească obligațiile de conformitate. Foarte pe scurt exemplu, vreau să-mi deschid un restaurant cu un anumit specific. Ei bine, mi este foarte greu ca tânăr antreprenor și dacă vreau să respect regulile, înțeleg că onestitatea este o investiție, că mă pune la depozit de riscuri, inclusiv financiare și așa mai departe, nu pot să fac față. Pentru că trebuie să am toate lucrurile la un loc, să știu de pildă că ANPC-ul vrea să vadă gramajul pe meniu, că ISU vrea să vadă număr de ieșiri raportat la numărul de scaune și de mese, că ANSBS-ul vrea să vadă diferite frigiderele de carne și cele de lactate, că și așa mai departe, că ITM-ul vrea să vadă anumite lucruri, DSV-ul vrea să vadă și el la rândul său că ai analizele medicale. De pildă vine Autoritatea Națională pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și vrea să vadă dacă ți-ai făcut informarea personalului cu privire la datele care le utilizezi să le procesezi, salariile și așa mai departe. Ori, harta asta de conformitate a trebuit să fie pusă la dispoziție. Nu trebuie să fie făcut polișinel. Ar fi baza de date care ar fi cel mai frecvent actualizată, cred, Victor, dacă le-am pune pe toate acolo, nu-i așa? Un al doilea instrument ar fi certificarea. Certificarea de integritate ar trebui să meargă de la zona formală la zona de adaptare la mediul românesc, că poate să fie o chestiune de autogestiune a industriilor, că poate să fie o chestiune pe care o realizează asociațiile de business, sau poate să fie și o chestiune în care să fie implicat statul. Este necesară, nu este suficient managementul calității totale și ce avem noi ISO pe anti-bribery. E nevoie de mai mult, pentru că ne ducem pe zona de valori, ne ducem pe zona de comportamente schimbate, verificate. Și trebuie să punem în spatele ei nu teama, apropo de citatul lui Lenin, de control, ci trebuie să punem în spatele ei beneficiu. Ce ar însemna, de pildă, să am o bonificație la tenderele de achiziții publice pentru capacitatea administrativă, exact certificarea respectivă de integritate. Adică trebuie să transformăm zona aceasta de integritate într-o investiție concretă, palpabilă, care îți poate sprijini mecanismele de acțiune și de piață, tocmai ca să compensezi dilemele etice, ce fac dacă sunt constrâns într-o anumită situație. Ia o decizie oportunistică încercând să-mi acopăr riscurile legale? Sau pur și simplu nu-i nevoie pentru că am alte opțiuni de piață și atunci aducem spre izolare și disoluție acestor mecanisme, pârghii mentale? E foarte important ce spui, fiindcă și eu cred că în egală măsură ai nevoie de o infrastructură, dar și de un set de valori sau, îmi vine să spun, de o masă critică de competență. Și l-aș ruga aici și pe Andreea și pe Lăcrămioara, dar și pe voi, Radu și Victor, să faceți un fel de radiografie a cum a evoluat infrastructura, competența, dacă vreți, sau nivelul de profesioniști în piață în două zone esențiale pentru corporate governance. În zona directorilor non-executivi, și cu un foarte important focus pe independența acestor directori și în zona de investor relations, iarăși o profesie esențială în a asigura exact cureaua asta de transmisie de care pomenea Andreea. M-aș bucura să aflu părerea voastră. Mircea, pot să încep eu aici cu percepția pe care o avem despre evoluția din ultima perioadă și chiar o să lărgesc un pic cadrul întrebării tale. Ca să fiu sinceră, cred că în zona aceasta de guvernanță corporativă progresul se vede, adică evoluția este pozitivă, dar să fiu sinceră, cred că este foarte lentă. Cred că sunt factori mai degrabă externi companiilor care încep să pună presiune pe acest subiect.
Și sigur, e și ăsta un mod de a ne dezvolta prin peer pressure sau prin presiuni venite din zona regulatorii și așa mai departe. Dacă ar fi să mă refer la ce observ în ultimii ani și ce cred că va duce acest lucru mai departe, aș menționa, cred, trei sau patru factori. O să încep cu cei doi pe care i-ai menționat tu. Cu siguranță, în momentul de față, în România se consolidează această profesie, aș putea spune, de director neexecutiv, de a înțelege ce înseamnă independența unei astfel de poziții față de compania în bordul căreia te afli. Mai mult decât atât, mi se pare că se coagulează o comunitate de astfel de persoane care între timp au și certificări internaționale, adică au făcut din lucrul acesta o profesie la baza căreia pun inclusiv noțiunile teoretice care trebuie să fie acolo. Deci, din punctul de vedere al masei critice de profesioniști, cred că ea crește. Și cred că ne mutăm din ce în ce mai mult din prezența în board pe bază de diverse alte forme de afiliere, să spunem, sau afinități, înspre o zonă mai profesionistă. Asta este un lucru pe care îl vedem până și noi, spuneam, de perspectiva investitorului instituțional. Atunci când vrem să ne exercităm, da, acest fiduciary duty, datoria pe care noi o avem față de clienții noștri, când ne implicăm în zona de corporate governance a companiilor în care investim, când ne prezentăm la adunările generale, când propunem membrii de board și așa mai departe, ne uităm foarte mult după astfel de persoane în piață care sunt bine pregătite, care sunt independente față de companii, dar care pot aduce acolo valoare în acel board. Al doilea lucru era partea de investor relations. Știm că de dată relativ recentă există și o asociație, da, ARIR-ul în România, Asociația Profesioniștilor în Investor Relations. Cred că este un semnal foarte bun. Am urmărit și noi această evoluție și am văzut că din ce în ce mai multe companii s-au alipit acestei organizații și au început să comunice așa cu mândrie, suntem și noi parte din. Iarăși, poate fi perceput ca o presiune externă sau un peer pressure, dar până la urmă lucrurile se întâmplă și această profesie, clar față de anii din urmă, a fost foarte mult ridicată și profesionalizată. Pe lângă aceste două tendințe, eu aș mai menționa două. M-aș referi, de exemplu, la faptul că inclusiv spuneam de rolul fondurilor de pensii, datorită deținerilor foarte mari pe care le au în companii. Sigur că de la bun început noi am avut toate fondurile de pensii, se știe că sunt partea unor grupuri financiare internaționale care vin cu astfel de reguli de bună practică, cum anume ți îndeplinești această datorie și cum te implici în viața companiilor în care investești. Dar de dată și mai recentă au apărut și reglementări de la ASF, da, Autoritatea de Supraveghere Financiară, care a început să normeze, da, prin diverse regulamente ceea ce se așteaptă de la fondurile de pensii să facă în raport cu activitatea companiilor listate. Deci acesta este încă un val de să spun, de activități care se va vedea din ce în ce mai mult în modul cum noi reacționăm în legătură cu aceste companii. Și nu în ultimul rând, e și Radu aici, poate ar fi spus el, dar o să spun eu, m-aș referi la colaborarea dintre BVB și Sustainalytics și despre această inițiativă din zona de ESG, da, care l-are și pe GIDE și pe zona de guvernanță corporativă și de a crea un sistem de rating, să spunem, da, de evaluare a companiilor, inclusiv din această perspectivă. Sunt convinsă că va lua ceva timp până se va încetățeni această abordare. Suntem obișnuiți cu ratinguri financiare, mai puțin cu ratinguri ESG, dar sunt convinsă că va fi încă o influență care va duce în această direcție. Ce aș putea eu să adaug, sunt de acord cu ce a zis și Andreea.
Dacă mă uit la IR, la Investor Relations, aici cred că lucrurile au evoluat mult mai rapid și cred că suntem, cum am zis și mai devreme, într-un cu totul alt nivel și foarte apropiat de best practice. Firește, numărul companiilor care aderă la aceste best practices ar trebui să mai crească, dar eu cred că oricum saltul e mult mai rapid și pe partea asta și am văzut dincolo de OMV Petrom, care evident a avut modelul companiei mamă, am văzut fondul proprietate, am văzut electrica, evoluând foarte, foarte frumos din punctul ăsta de vedere, pentru că au oameni care la fel au avut reperele in place. Ce pot să spun mai mult decât atâta e că, într-adevăr, tendința e că, și asta am văzut-o de pe vremea când făceam Investor Relations la Viena, investitorii se apleacă din ce în ce mai mult asupra acestor indicatori de guvernanță corporativă și sustainability indexes în generale. Că deciziile de investiții nu se mai fac doar pe baza unor rezultate bune la trimestru sau la an, se fac pe bază de sustainability, care poate să vină firește de la acele bune practici pe etică, dar și din punct de vedere al protecției mediului, da, dacă ești o companie care are un footprint de carbon mai mare sau mai mic, și așa mai departe. Sunt lucruri care țin de sustenabilitate, care capătă o greutate din ce în ce mai mare. La nivel internațional, lucrurile astea se întâmplă de ceva vreme și cred eu că a venit timpul și în România să se întâmple acest lucru, mai ales când avem în fundal și Green Deal. Faptul că până în 2050, practic Europa nu va mai avea emisii de carbon, înseamnă un lucru enorm pentru state precum România, din punct de vedere al efortului pe care trebuie să-l facă, investițiilor pe care trebuie să le atragă și să le financeze. Acum, dacă mă mut la non-executive positions, lucrurile într-adevăr evoluează, dar viteza e ceva mai slabă. N-aș vrea să intru acum în detalii de ce, pentru că evident ține foarte mult de, dacă ne uităm la companii private sau la companii de stat. Ce pot să spun însă este că fără un board, un non-executive board composition de calitate ridicată, mai ales la companiile de stat, înseamnă de fapt că lași directoratul sau executivul să se descurce singur. Pentru că nu mai ai altă, practic nu ne mai poți, nu mai ai acel partener cu care să faci deciziile împreună, dacă nu ai un consiliu de supraveghere sau în altă denumire sau un executive board care să faci pereche, să faci deciziile împreună, să te susțină și să-ți dea reperele. Firește că există alte metode prin care interacționezi cu stakeholderi, cu acționarul principal. Avem o suită întreagă de ministere și de departamente în spate. Mult mai dificil de gestionat și ajungem evident la subiecte grele, cum ar fi asumarea de responsabilitate și luarea în spatele unor decizii poate dificile uneori, mai ales, cum am zis, în sectorul energetic în care, de fapt, Și cumva granițele devin foarte blurate, îmi vine să spun. Înainte să rog pe Radu să spună două vorbe, mi-a venit asta în minte, lăcrimioara. Una din metodele de a compromite orice instituție în România este să lași politicul să se bage acolo unde nu-i treaba lui. Prin urmare, și asta cred că e o funcțiune foarte importantă a board-ului în foarte multe organizații. Radu, și pe urmă o să-l rog și pe Victor să ne spună două, trei cuvinte de încheiere. Mulțumesc. Ce vreau să spun, ca să aduc, să scot discuția așa din zona de regulation și să o aduc într-o zonă mai prietenoasă. Mi-a plăcut foarte mult ce spunea Lăcrămioara legat de experiența ei la Petrom și de nenumăratele vizite pe care le făcea fie echipa de relații cu investitorii, fie boardul non-executiv sau echipa executivă în călătorii care să-i pună în contact cu investitorii. Trebuie să spun că e o experiență pe care am avut-o și eu la nivel personal, făcând acest lucru pentru o companie locală, Banca Transilvania, care n-a fost parte dintr-un grup bancar global, dar e o companie locală care
a învățat să gestioneze procesul acesta, relația cu investitorii, și a învățat să lucreze cu investitorii ca și parteneri. Ce vreau să spun apropo de inclusiv subiectul pe care l-ai pus tu, Mircea, Popper și legal versus moral framework, dacă relația cu investitorii ar ține pur și simplu de reglementare și de lucrurile pe care reglementarea ne constrânge să le punem pe hârtie, toate interacțiunile acestea n-ar avea nicio valoare. Adică investitorii ți-ar spune, știi, cerința noastră, dragă companie, este să îmi raportezi trimestrial cifrele, să ai un raport complet, să ai un raport de audit, să ai o separare între conducerea executivă și conducerea non-executivă și asta ar fi totul. De fapt, concluzia mea după mulți ani de experiență este că totdeauna moral este mult deasupra legal framework și că toate interacțiunile acestea între echipele executive ale companiilor listate și investitorii au exact rolul acesta, rolul de a cunoaște compania, rolul de a cunoaște oamenii cărora tu ca investitor le dai banii tăi pe mână, dincolo de raportările pe care le fac, dincolo de formularele pe care le completează, dincolo de certificările pe care le pun pe masă, până la urmă este vorba de oamenii cărora tu ca investitor le dai banii tăi pe mână și companiile în care tu ai încredere că vei investi și iar ele se vor dezvolta utilizând resursele tale. Deci eu cred că noi suntem pe un trend foarte bun. Cine și Plăcrămioara, tu ai văzut la fel de bine ca și mine cum arătau companiile românești în roadshow-uri acum 15 ani, acum 20 de ani. Cred că toți suntem de acord că evoluția este una foarte spectaculoasă, atât din punct de vedere a calității activității de IR, cât și din punct de vedere a calității directorilor executivi și non-executivi. E un proces de educație. Cred că ne lipsește și cred că o să apară și componentele acestea de educație mai organizată. Adică cred că toți am învățat cumva la locul de muncă să conducem da. Procesele acestea, pur și simplu pentru că n-am fost suficient de mulți. Între timp apar tot mai multe companii care își dezvoltă activitățile astea și cred că o educație mai organizată în zona aceasta de relații cu investitorii cel puțin ar fi foarte utilă. Mulțumesc tare mult! Și eu cred, mulțumesc Radu, și eu cred că e începutul unei conversații, cel puțin așa ne-l dorim. Victor, te rugăm într-o frază să tragi o concluzie. Am să fiu puțin diferit față de prima parte, unde era mai mult pe o abordare instrumentalistă și am să vă spun că trendurile pe care le avem merg spre a avea nevoie întotdeauna pentru un business de succes și de ceea ce se numește social licensing, acceptarea socială. Avem exemplele despre care chiar vorbeam noi ieri în pregătirea întâlnirii. Roșia Montana avea tot ce-i trebuie, dar n-a avut acest social licensing și atunci a venit toată zona de opoziție. De asemenea, dacă în anii 80 începea să crească și a ajuns la apogeu în anii 90 customers movement, cred că din ce în ce mai mult instrumentele de social media vor merge spre direcția asta și trebuie oarecum să luăm în considerare nu doar partea formalistă, instrumentalistă, ci și cum se vede rezultatul transpunerii. Și ultimul aspect, pentru că suntem în închidere, este de văzut de asemenea și dacă după ce s-a dezvoltat destul de amplu conceptul de moral leadership, n-ar trebui să facem transferul de valori și atitudini la nivel de bază și prin ideea de moral followership. Pentru că la un moment dat trebuie să și vezi dacă urmezi sau nu urmezi și atunci toată zona de presiune merge spre o echilibrare, pentru că organizația este o dinamică, nu este doar sistemul weberian clasic, piramidal, este mult mai mult, din ce în ce mai pregnant, o organizare orizontală. Da. Îți mulțumesc tare mult, vă mulțumesc tuturor. Așa cum spuneam, e începutul unei discuții și am să rog pe Violeta Luca să cumva facă un sumar al discuției de astăzi. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, Mircea. Mulțumesc invitațiilor noștri din al doilea panel, Andreea, Lăcrămioara, Radu, Victor. V-am ascultat cu mult interes. Am o misiune ușor imposibilă să fac un rezumat în două minute despre toate ideile și insight-urile pe care le-ați împărtășit cu noi, diverse și profunde deopotrivă. Cred că numitorul comun este acela că o bună guvernare cu siguranță aduce beneficii în zona de reputație, în zona de dezvoltare sustenabilă a firmei, în zona aceea de a putea crea o poveste de succes dincolo de KPI, de performanță financiară, de a construi parteneriate, de a aduce oameni alături de tine. Îmi dau seama că avem multe de dezvoltat în România, gândindu-mă la remarcile lui Victor, apropo de problemele grave de asumare despre care a vorbit la început în intervenția sa. Rămân un optimist realist și vă spun că am avut o pasiune la un moment dat și am studiat o vreme scandaluri de corupție și de fraudă din diverse corporații și le-am studiat mai în profunzime să înțeleg care, ce anume a triggerat respectivele situații și pot să vă spun că nu cred că problema de corupție sau de asumare este doar în societatea românească. Sunt numeroase scandaluri în întreaga lume, în Austria, în Germania, în Elveția, în Statele Unite, în Coreea și lista poate să continue. Și mi-aș dori foarte mult ca noi românii să nu trăim cu un stigmat și atât de apăsător care să nu ne lase să ne ridicăm. Și anume aceea că avem 80 de ani de apăsare comunistă și de tranziție, că suntem într-o situație de nedepășit. Personal, consider că putem depăși multe situații în echipele în care am lucrat, în companii multinaționale România. Echipa din România a fost un exemplu despre cum poate să aplice politici de conformitate, de o cultură etică, de o cultură de dezvoltare sustenabilă și rămân cu încrederea că se pot schimba lucrurile. Cred că avem un progres, dacă mă gândesc la acum 20 de ani, cum erau conversațiile de business și cum sunt astăzi, atunci era o zonă mult mai tranzacțională și mai orientată pe termen scurt. Astăzi, dimensiunile pe care managerii le aduc la masa de bord sunt mult mai complexe și iau un calcul dincolo de rezultatele financiare, iau un calcul well-being-ul angajaților, iau un calcul relația cu furnizorii pe termen lung, impactul deciziilor de business și cred că asta este un lucru foarte important și mă bucur că se întâmplă. Mă bucur mult că am avut ocazia să avem acest dialog astăzi. Asta, diversitatea de perspective și respectiv profunzimea lor îmi arată că este top of mind acest subiect și se spune că e nevoie doar de 7% dintr-o populație, se spune management sau leadership, ca să genereze o schimbare fundamentală în societate. Mă gândesc că noi contribuim astăzi la acel procent de masă critică de 7% și îmi doresc mult să aducem din ce în ce mai mulți oameni alături de noi, să ne demonstrăm nouă și celorlalți că putem să manifestăm partea bună, acele trait-uri, acele trăsături individuale pozitive care să ne ajute să mergem mai departe și mai sustenabil și cu mai multă încredere în ceea ce suntem și ceea ce putem să facem împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc încă o dată invitațiilor, participanților de astăzi, partenerului nostru Ziarul Financiar, partenerului nostru Transparency International, care de asemenea ne-a ajutat și ne ajută în permanență atât în comitetul nostru de lucru cât și în această inițiativă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și să fim bine! Vă mulțumesc și eu pentru prezență și pentru organizarea acestei videoconferințe. Le mulțumesc invitațiilor și mulțumesc MCM pentru că a făcut posibil un astfel de eveniment găzduit de Ziarul Financiar. Aceasta a fost videoconferința de astăzi dedicată guvernanței corporative, un prim episod, așa cum bine concluzionau speakerii noștri de astăzi. Rămâneți cu Cristian Hostiuc și cu ZF Live. Numai bine!